tele se pregătesc de emisiune, vorbea un baie și Denisa spunea că i-ar părea rău să se fi chinuit degeaba. Zicea ea că a avut patru vise, s-a chinuit cu Ionuț, îi căuta mâna prin pat ca să fie sigură că încă mai are cătușele legate toată noaptea i-a dat piciorul de pe ea <laughs> și ar fi fost păcat, i-ar fi părut rău să piardă acest task, să fi făcut vreo greșeală. Simona spunea că e nașpa că trebuie să aștepte atât de mult până se spune cine a câștigat. Credea ea că săptămâna viitoare abia se va spune câștigătorul. Hatige spunea că ar dori măcar să le spună ce premiu au la task, chiar dacă nu le spune cine a câștigat astăzi. Irina spunea că de două ore a vrut să îmbrățișeze Alex odată așa zicea, de te -a vina păcătușe, că vrea să nu știu ce să facă cu sfoara aceea, să... așa, și a doua oară zicea că se prefăcea că doarme și ar fi vrut să o îmbrățișeze în somn și ea i-a zis, alo, ce faci, că ea și-a dat seama că el nu doarme. Apoi am înțeles că un pic s-a cu Bogdan, au avut o discuție și o întreba o fetele, n-ai mai vorbit cu el de atunci, nu? Și a zis că nu, că uh, s-a supărat degeaba. Și Andrei a zis că a recunoscut Bogdan că a greșit și nu trebuia să se supere. Uh, vedem ce discuții s-au mai creat aseară, că bănuiesc că au fost multe uh, lucruri care au intervenit între ei și ei n-au fost arătate.